În această săptămână, credincioșii ortodoxi au intrat în postul Paștelui, cea mai importantă perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Potrivit credinței populare, postul Paștelui este împărțit în două perioade. Postul Părăsimilor, care ține până în Duminica de Flori, și postul Paștelui, reprezentat de ultima săptămână, Săptămâna Mare. În postul Paștelui, credincioșii se abțin de la alimentele interzise, dar totodată adoptă o atitudine spirituală, fiind îndemnați la rugăciune și purificare sufletească. În fiecare sâmbătă au loc slujbe pentru pomenirea morților, femeile duc la biserică prescuri. În Sâmbăta Mare dimineața duc la biserică o prescură mai mare și o sticlă de vin. Prescura urmează a fi tăiată în bucățele mici stropite cu vin. Noaptea după slujba de înviere, acestea sunt împărțite credincioșilor. Iubiți credincioși, am intrat în perioada postului celui mare. Postul nu este doar o abținere de la alimente, aceea este o dietă. Postul este o lucrare spirituală, mai complexă, care provine din credința și dorința omului de a se desăvârși. Sensul postului constă tocmai în această voință liberă a unui credincios de a se pregăti sufletește, dar și trupește, pentru apropierea de Hristos prin Sfintele Taine, spovedania și împărtășania. De aceea, vă îndrumăm pe această cale ca în perioada postului să încercăm să frecventăm mai des Sfintele Biserici, participând la slujbele specifice acestei perioade a postului și să-L împletim cu această abținere de la alimentele considerate de dulce. Să dorim un post cu folos duhovnicesc și să dea Dumnezeu ca la finalul său să ne putem bucura cu toții de slăvitul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Se spune că de la postul propriu-zis pot fi scutiți copiii, femeile gravide, lăuzele și bolnavii, însă asta nu înseamnă că se pot lipsi de postul spiritual și de rugăciuni. Totodată, în postul Paștelui nu se fac nunți, botezuri și nu se țin petreceri. În postul Paștelui nu se cântă și nu se dansează. Potrivit rânduielilor bisericești, această perioadă de post amintește de suferințele lui Hristos pe cruce. Astfel, în această perioadă, petrecerile sunt considerate nepotrivite. O semnificație foarte importantă o are Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Din această zi, țăranii încetează lucrul la câmp și se concentrează asupra casei și curții pentru ca totul să fie curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să pregătească Pasca și să vopsească ouăle. Calcularea datei la care creștinii sărbătoresc Paștele ține de două fenomene naturale, unul cu dată fixă, echinocțiul de primăvară, iar altul cu dată schimbătoare, luna plină. Aceasta, din urmă, face ca data Paștelui să varieze în fiecare an. În plus, utilizarea a două calendare diferite explică decalajul acestei sărbători la catolici și ortodoxi.